6 tone de carne expirată timp de 2 ani și murături deteriorate găsite în depozitul de agent comercial din Costinești. Toate articolele sunt destinate consumului, a declarat inspectorul ANPC. Cazul penal a fost deschis în acest caz în care a intervenit chiar și masca, după ce angajatul locului a împiedicat autoritățile să efectueze o examinare. În special, ușa lor era închisă în față. Pentru ore bune de lucru, zeci de oameni sunt auziți în dosar. Inspectorul a fost întâmpinat și ușor pierdut din cauza amenințării la adresa violenței. Inspector ANPC, vă sfătuiesc să fiți un copil echilibrat. Angajat, domne, câtă oboseală am în mine. Inspector, te cred. Angajat, te, am luat și te, am scos. Inspector, viață. Angajat, ieșiți, vă rog bine. Inspector, contact 112. Contact 112. Salut, 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 salut. Du-te totul cu fișier de furie, dacă ai pus vreodată mâna. Vă cerem. Nicio problemă. Testul de intimidare continuă. Un angajat a intrat în mașina inspectorului și a încercat să o scoată din curte. Ceanul, mutați mașina. Luați o mașină pe drumul principal. El urcă, șef. A urcat în mașină. Sice. Foarte bun. Contact 112. Vă rugăm să sunați la 112. Angajatul a urcat în mașină întorcând motorul, dar apoi a renunțat și a coborât din mașină. Angajații și angajatorii au un motiv să se teamă de control, deoarece în mizerie este acasă. Și numărul de produse expirate care vor ajunge la plăci turistice pe plajă este un record, potrivit inspectorului. Nu ne putem imagina că există lucruri de genul acesta. Deși am găsit produse expirate, niciodată în această cantitate și vârstă. Nu am reușit să avem acces până când nu cerem sprijin din partea Agenției de Investigații Penale, a declarat pentru președintele Digi24 ANPC, Horia Constantinescu Horia. Și turiștii sunt descurajați de ceea ce văd în Costinești. Ce cred eu, nu. Nenorocirea, a spus unul dintre ei. Trist, trist, cred că în viitor vom alege să mergem în Bulgaria sau Grecia. Cred că aceasta este ultima dată când am venit aici în stațiune, pretinzând că este turist. Înainte de vară, nu este un check mai serios. Întrebați alți turiști. Se pare că nu sunt normal, pentru că sunt copii, există oameni bolnavi, care mănâncă aceste lucruri și trebuie să fim mai responsabili, a comentat o tânără. Echipa Digi24 a încercat.